șofer de armată. Învață lucruri rele de la polițiști. Nu și-a pus centura. Și se enervează. Îl arăt. Dar plas știe și maică-sa și șefului și prima învățătoare. Știi că el crede deasupra legii, super om, și consideră că pe el accidentele nu-l pasc. Și dacă suferi un accident, el o supraviețuiască. Acum și-a pus centură. Abia acum. Măcar acum. Bravo! Învățăm din greșeli proprii dacă nu avem minte să învățăm din greșelile altora. Deci nu faceți ca polițiștii și nu faceți ca militarul ăsta. Vă puneți centura înainte de a porni motorul. Așa scrie în lege. Și legea e pentru toți. Hai că e verde. Ușura de poliție trece pe alături și nu zice nimic. Asta jandarmerie staționează în intersecția aglomerată fără girofar pornit. Deci fără drept legal. Chiar dacă pare să aibă misiune. Simulează cum e cea avarie. Limitează vizibilitatea șoferilor. Și riscă să genereze un accident aici. Pentru asta merită amendă contravențională.
probleme. Vă rugăm circulați pe trotuarul de vis-a-vis. Ne-au avertizat că zidul poate să prăbușească. Da? Atâta trebuie să facă proprietarii de ziduri și primăria și poliția să ne avertizeze cu o inscripție. Pericol de prăbușire. Bătaie de joc de legi și de drepturi.